Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la 34,29%, atestă datele actualizate ale Biroului Național de Statistică. Scumpirile continuă, dar ritmul de majorare a prețurilor a devenit mai lent. Care este cauza scumpirilor, ne spune colega mea, Gabriela Sula. Gabriela, bună seara, te ascultă. Bun găsit! Din iulie până în august, prețurile au crescut în medie cu 0,89%. E pentru prima dată de la începutul războiului când inflația lunară scade sub un procent. Asta înseamnă că majorările de preț s-au mai potolit. De la începutul anului au crescut și veniturile populației, dar salariile și pensiile nu au ținut pasul cu scumpirile, care constituie în primele 8 luni 22,93%, iar în comparație cu august 2021, 34,29%. Inflația reală ar trebui să fie mai mică și depinde de profilul consumatorilor, dar cu siguranță pe toții afectează scumpirea serviciilor comunale, comunale aproape de două ori timp de un an. Acest lucru face ca inflația să fie simțită mai puternic. Prețurile la mâncare au crescut cu 38,39%, cel mai mult s-au scumpit legumele cu 86,98%. În ultimele 12 luni majorări considerabile de preț s-au înregistrat la ouă cu peste 69%, zahăr aproape 44 de procente, fructe 41,5%, iar pâinea s-a scumpit cu peste 38,3%.